Sub soarele Rarăului strălucește o medalie olimpică de aur. A ajuns aici, direct la Beijing, dar nu de pe vreo mare arenă sportivă, ci din sălile de concurs ale Olimpiadei Internaționale de Geografie. Pentru a cuceri marele zid chinezesc și întreaga lume, Sabina Kalisevich s-a luptat nu doar cu ceilalți concurenți, ci și cu ea însăși. A fost finalul fericit al muncii intense din ultimii 3 ani, în care nu au lipsit sacrificiile și momentele dificile. Performanța Sabinei este acum pe limbile tuturor elevilor și dascălilor de la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, din Câmpul Lung Motovenesc, locul unde s-a plămădit aurul adus în august de pe pământ asiatic. Crescută la țară, pe malul Siretului, Sabina s-a contopit încă din copilărie cu natura. Abia mai târziu și-a dat seama că simbioza cu mediul înconjurător este una extrem de puternică. Întotdeauna am fost curioasă să descoper cum funcționează lucrurile în natură, cum se produc fenomenele. A luat lucrurile pas cu pas, iar în clasa a noua, potențialul ei enorm avea să aducă și prima confirmare când a câștigat etapa națională a concursului de geografie la mare distanță de locul 2. Din păcate, atunci nu a putut participa la barajul pentru accederea în lotul olimpic de geografie al României, deoarece nu era pusă la punct cu limba engleză. A trecut și peste acest mic obstacol, dar în toți acești ani a continuat să se pregătească cu perseverență, uimindu-și până și profesorul. Dacă ar asista cineva în situație în care explici Sabinei, te mira că Sabina, la un moment dat, când o întreb, zice, n-am priceput și explic Sabinei ca unui copil din clasa a doua, la un moment dat, dar de fapt, cred că asta este cheia. În tot timpul în care parcurgea zeci și zeci de pagini, Sabina nu s-a închis în bibliotecă sau în laboratorul de geografie, a căutat să fie mereu în contact cu colegii, poate și datorită firii sale, sensibile și sociabile. Venea în clasă și ne ruga să o ascultăm din ceea ce a învățat în ziua respectivă. M-a rugat și pe mine, atât pe mine cât și pe colegii mei. Toți am contribuit, oarecum. Momentul adevărului și testul suprem au venit în vară, la Beijing. Într-o companie extrem de selectă, Sabina s-a autodepășit și a vrut să demonstreze că din umbra Rarăului pot crește campioni. Trebuie să recunosc că mă așteptam ca cel mai bun rezultat al meu să fie medalii de argint. Mai ales că nu știam ce pot concurenții mei, știam ce pot eu, de ce sunt în stare, dar nu știam cu cine voi concura. Și atunci am sperat, în primul rând, la medalii de argint. Astea erau așteptările. A fost mult mai bine. Febra concursului a trecut, dar emoțiile au rămas uriașe până în ziua anunțării premiilor, chiar dacă organizatorii Olimpiadei Internaționale de Geografie le-au oferit surprize plăcute participanților, inclusiv o vizită la Marele Zid Chinezesc. Și a venit și ziua de 21 august, una pe care Sabina nu o va uita niciodată. Cred că a fost pentru prima oară când mi-a venit să plâng când am aflat un astfel de rezultat, mai ales că la Olimpiada Internațională nu se cunosc rezultate preliminare. Afli că ești medaliat sau nu în momentul decernării medaliilor și atunci a fost un moment într-adevăr emoționant. Aurul de la Beijing a făcut din Sabina cea mai populară persoană din Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc. Firesc, dacă ținem cont că este cea mai importantă distincție obținută în toată istoria acestei unități de învățământ. Sabina este un adevărat simbol pentru colegiul la momentul actual. Sabina e unică pentru noi și ne bucurăm că încă este în curtea noastră. Indiferent că este vorba de profesori sau elevi, cu toții își dau seama că un alt aur olimpic, cel puțin la geografie, va fi foarte greu de obținut. A ridicat ștacheta performanței foarte sus. Vom vedea.
dacă alți colegi îi vor urma exemplu. Această performanță ei nu poate fi depășită, deoarece este totuși este aur mondial. Răsplata pentru această performanță a venit firesc, începând din curtea instituției de învățământ din Câmpulu Moldovenesc și până la nivel național, din partea statului major al forțelor terestre, iar lista nu este încă închisă. În ciuda acestei avalanșe de recompense, Sabina își păstrează modestia și știe că drumul cunoașterii îi va oferi multe alte surprize. Se întoarce de fiecare dată cu plăcere pe Rarău, un munte care o inspiră și îi dă energie. Când timpul îi permite, urcă să admire pietrele doamnei împreună cu cel care i-a călăuzit pașii spre marea performanță, profesorul Radu Ciumașu. Cred că Rarău, mă gândeam eu, a fost o, a învățat să-ți ridici privirea și să urci. Prima treaptă, a doua treaptă, așa, precum Rarău. După aia alți munți mai înalți până... Ai ajuns pe Everest în vara asta.